Bună dimineața, dragi și bine ați găsit la un nou episod cu Sandra, sunt multiplayer unde astăzi stați puțin. Jobs astăzi o să vă prezint jobul tăietor de lemne. Este situat parcă în... nici n-am citit. Spun că este oricum în San Fierro. O să mergem imediat să vedem care treaba cu acest job. Hai să-i dăm blană până atunci. Așa, acum că ne-am păstrat și noi echilibru, stați puțin să vedem, fiu sigur pe unde este, că este în San Fierro, da. Așa că ne-am păstrat și echilibru, hai să vă spun instant să nu este să apăsați butonul de like, pentru că mă motivează și în al doilea rând, aș avea mai multe motive să continui această serie de GTA. În al doilea rând vă spun încă de pe acum să nu mai spun la sfârșitul videoclipului, că poate unii nu prind sfârșitul videoclipului. Dacă aveți vreo idee pentru următoarele episoade sau următoarele conținuturi pe acest canal, nu ezitați să lăsați mai jos în comentarii câteva idei. Los Santos, eu sunt original din Los Santos. Foarte, foarte drăguț. Ok, foarte bine, ne apropiem și de destinația primară. Cam instabil acest Landstalker pe care l-am primit aseară la achiziționarea nivelului 7. Hai să vă prezint și staturile mele. În seara asta cred că fac level 8, dacă mai stau 7 ore, puțin conectat. Am o rejucată de 26, mi-au crescut foarte considerabil orele, mai am 5 zile de comp premium, ceea ce e ok. Am în bancă vreo 73 de K, mai am aici 23, fac primi dată 100 de K și o să fie ceva ok. Ar fi genial. Engine, pentru că mi s-a oprit butonul 2, nu mai pot să opresc mașina din această comandă. Hai să totuși să presim jobul de carieră, de muncitor la carieră și să vă prezint ceea ce face un tăietor de lemne. Job Herald, va avea comenzile work. Work, work, work. Ok, stați să băgați așa. Îi dăm la San Fierro Santos, Sandy Creek, San Fierro. Shady Creek, hai mă! Dar ce fac mai bine? Ha, nu. Skill-ul 1, ai încărcat 0 din 7 bușteni, câștig 0 jucători la muncă. Deci sunt deocamdată doar 3 muncitori care se ocupă cu teatru de lemne. Nu e ceva foarte impresionant. Este un joc pe care vi-l recomand să-l testați pentru cei care n-au tocmai cel mai bun noroc la muncitor în carieră sau poate cei care fac skill-ul 3 la carieră și sunt hotărâți să renunțe la job. Bine, la skill-ul nu-ți dă pălâga asta de mașină, lasă că e ok. Taxa este de 5.000, ar fi unde 10.000. Nu prea se merită taxa de 5.000 și primul doar să-ți dublezi banii, este riscul foarte mare să-i pierzi. Of, ce mai trebuia să zic, că merge foarte greu mașina asta, știu, 80 km mi se pare execrabil. O rată de viteză destul de scăzută, 96-100 de km. Foarte, foarte fain. Hai să vedem totuși unde este și această locație pe care o căutăm. Este fix în mijlocul sărbăticii. Fix în mijlocul sărbăticii, mă frate. A trebuit să traversăm acest... Wow, wow, stai boss. Și-o luăm pe apă sau pe unde dracu luăm? Nu, o luăm pe aici. Ok, probabil o să dureze ceva și nu prea am găsit un subiect atractiv pentru aceste prime minute din episod. Haide, a fost o idee cam proastă să urc dealul cu această mașină. Hai că se descurcă bine și mai avem puțin până la final, merge cu 24 km/h în continuare. Simt că putem 23, scădem din viteză, 24, urcăm din nou, 25, 26, 28, 29. Foarte bine, foarte, foarte bine. Ok, mai avem puțin, mai urcăm un deal mic, era curmea să nu urcăm pe ăsta. Merge cu 50 la oră pe dealuri. Fine. Și cred că asta este zona, că văd că am început să apară copacii. Oh, ce drifturi, reușim.
Se răstoarnă și mașina și ne-a picat extraordinar. Ok, hai să cam băcat puțin și jocul, nu-i mica. Ok, acum pot să cobor din vehicul și să încep tăierea copacilor. Ok, haideți să trecem direct la acțiune. Să tăiem copacii ce trebuie. Pur și simplu stăm lângă copac, nu apăsăm pe absolut nimic. Și începe caracterul să taie cu o drujba. Priviți și scena în care punem lemnele. Bine, nu prea se vede acum, dar mă rog. Mamă, și bine cum mă duci dintr-un capăt în altul. O să dureze puțin tăierea copacilor, dar parcă așa pare și GTA-ul puțin mai real. Pentru că în varianta single player poți tai stâlpi, oameni, orice altceva în afară de un copac. Nu vă gândiți că poți să tai o casă. Totuși totul într-o limită. Mă cam deranjează și vecinii acum la ora filmării. Este de-abia 1:20. M-am trezit acum 10 de dimineața să mă duc la liceu, să îmi iau medie de la domnul reginte. Când a jucat acolo, ce face? M-am găsit cu 5 colegi, ne-am saltat cum se cuvine. Colegii respectiv au dus calendele primii. Iar după vine și Drigu și face: a, ați venit și voi, mai veniți mulți? Băi, ești nebun, mai eram 7 copii, asta e datoria ta în primul rând. După aia dau de profa de matematică. Ce face? Manole, te-am văzut și eu la față în sfârșit. Să vezi tu anul viitor, să vezi cum o să fie clasa 11-a. Nu o să te mai distrezi tu atât de mult. Eu luasem semestrul ăsta un 9 la teza la matematică și eu știam deja subiectele dinainte, adică nu că am copiat, pur și simplu am învățat rezolvarea și mi-a fost o simplă formalitate să rezolv teza, vă dați seama. Și am face că o să mă asculte pe parcursul unui stân. Am mai stat o oră, am mai stat două ore la ea. O, mai zi ca să o gădi, re 485 dacă nu mă înșel, rent info. 485 este casa. Ok. Și faci să cum o să fie clasa 11-a, domnule Manole. Ok. Vedem. Condu vehiculul înapoi la bază pentru a ridica banii. Să vedem cum o să fim plătiți. Nu știu care este skill-ul maxim pentru acest job, dar mașina asta e foarte faină. Din Los Santos. Oh, și nu prea mai nu mai avem forță să urcăm. Nu mai avem forță, dar asta nu altul între 6. Că am omorât 2 taximetri și m-am dus acolo în HQ de la taxi din San Fierro. Știți, acolo sus. Am omorât unul skill 4. Skill 4, 1, 4. M-am omorât și pe al doilea skill 6. M-a adăugat nu știu cine este la taxi leader. Leaders. LSPD, LS taxi. Unul Dragoș m-a adăugat în blacklist-ul la taxi San Fierro. Mă rog. Și cam aveam obiectiv, știți că obiectivul meu principal era să intru într-o facțiune. Și iar prima facțiune pentru început ar fi fost cea pentru taxi. Ok, dacă nu știți să ajungeți aici, stați comanda location și alegeți sedi, aș fi apoi alegeți news reporters. Hai să întoarcem repede de la locul de muncă. Sunt 11 lideri conectați. Numai pe cei conectați i-a arătat. Ok. Green Street, Blown, Southern Prince, Red Dragon, Triad, Lesser School, Instructor. Cumpăr Infernus, repede, cumpăr Infernus. Cred că toți căutăm și vrem să cumpăr Infernus. Pentru că e o mașină care practic îți face diferența, părerea mea. Și să nu mor, și n-am murit, ai văzut? Ok, haide să ne grăbim și noi puțin, că trec minutele așa, iurea. Avem păluga asta, uitați cum sunt lemnele, mașina nu este mai grea, surprinzător. La mașina este bușită, la se vede și pe mașina că este una veche.
De ce au omorât acei taximetriști la seară? Unu, habar n-am, dar unu l-am adăugat în lista de prieteni. Ăsta, Malcaris ăsta. Bă, m-a enervat în ultimul hal. Adică sunt eu handicapat, pur și simplu, că a fost vina mea. Am șutut taxi, a venit el, m-a dus, știu că am ajuns. Pa! Dar nici m-am lăsat la locația unde vreau. Trebuia să mai merg eu, nu știu cât. Bă, muie, pot ce că mai făcești un kilometru și mai dădeam niște bani, mă, trebuie să te ieși încă pentru banii aia. Avem un loc cu un cântător, nu trebuie și domnule, n-a lăsat căsătorit. Bravo. Am adăugat în listă. Și după aia m-a prins radarul și finish pe el. Ce acum? Stați puțin, stați puțin. Unde am mers aici? Hai la Flint Country, am câștigat un car 600. Ok. Condu vehiclul până la pădurea aleasă. Bun, și... am luat... oh, uitați bonusul de acum, premium. Ah, deci este cam un K. Cam un K se plătește cu asta. Mă rog, hai să continuăm discuția. Ne-a prins acolo la Vivid Beach, dacă știți unde este. Acolo unde se iese de la terminalul acela pe aeroportul, fix la plaja aia. Și ce să faci, că ce să faci? Pur și simplu am luat și eu amendă și eu pentru că ne-a prins radarul cu peste 100, nu știu cât la kilo la oră. Și bă, ăla vorbea urât cu poliția. Lua, nu știu ce, că dă-te-mi pune încă ce mă dau rei. Și că ați fost prins la... ați fost prins de radar și face marfă, nu se va mai întâmpla. Și fugea de poliție și l-am călcat cu mașina, l-am prins cu mașina. Nu mi-a făcut nimica. Și l-am adăugat atunci la prieten. Am văzut că făceau cursă. Ce am zis? M-am dus la un gun shop, mi-am luat arme. Și după aia mă puneam în fața lui să mă treacă de mine. Făceam așa, el se punea, op, ca prostul ăsta. Dacă mă enervez, îl omor. Că n-am arme la mine. Cât timp? Avem un kilometru și puțin până la Flint Country. Sound Fierro. Nu cumva acolo unde stă moșul ăla. Cred că am... cred că acolo e, nu? Să sperăm. Uite un drum care sper să fie... da, ăsta e drumul. La ferma aia unde a dat CJ foc la toată... la toate plantele, parcă era... era drogul, da. Uite, acum sunt base. Aici este locul de unde te încopaci și probabil o să fie ceva mai lung acest episod, dar vreau să fac toate cele trei... toate cele trei destinații pentru tăietorii de lemne. Cât e să tai direct cu trei bușteni? Mergi la muncă? Da. Re. Filmez. 2 din 7, foarte bine, hai că ne mișcăm repede aici. Hai doar 2 bușteni, mergi și tai următorul copac. Deci am făcut și două locații din SF, din San Fierro, deocamdată, și o să facem și ultima... acum nu. Am și uitat ideea. Probabil o să facem ultima locație cea din Los Santos, să vedem dacă o să fie lungă sau nu. Mă, dar ce mișto dă în copacul ăsta și dintr-o dată așa ți apar lemnele. Și la cei 50 de ani mei la caracterul ăsta. În ce am înțeles, este un caracter scump, că mi-am făcut eu cont pe Bizon 4, caracterele erau gratuite. Dar acum s-au pus prețul la ele, ceea ce este foarte interesant. Și cei care și-au păstrat caracterele au valoare. Da, mă. Ramses. Ok, haide să ducem și al șaselea. Al șasea tură. Vine și ultima, bineînțeles, din penultima cursă. 2 din 3. Mamă, aici să fac 3 curse ca la BAC, 3 probe. Da, și asta a fost a treia probă de abacă, dacă totuși
cum vorbesc dacă nu intri pe Skype. Ah, el vrea să vorbească în episod. Numai acum Ramses, acum filmez un episod de cum să fii tăietor de lemne. S-a dus cam vreo 3 melodii, deci cred că avem vreo 9 minute de când filmăm, mai se scurt vreo 5. Să facem un episod mai lunguieț față de cel de ieri. Nu, boss. Episodul de ieri a fost cam plictisitor, știu, sunt conștient de acest fapt. Au fost multe failuri. Îmi pare rău pentru cei care au rămas prompt dezamăgiți sau deranjați de postarea acelui episod. Știu că a fost un episod mai nereușit, dar mie personal mi-ar fi plăcut să mă uit la cineva și să-l văd cum o dăm bară de fiecare dată. Ok, și asta a fost al treilea probă de la BAC. Da, a fost al treilea BAC. Pentru unii poate a fost al treilea BAC, cine știe. Deci a fost al treilea probă, ceea care a încheiat sesiunea pe această vară. Bă, să sar sau să nu sar? Nu sar, că e prea mare distanța. Uite pe aici. Ok, foarte bine am ajuns. Ok, asta, deci haide să continuăm subiectul legat de bacalaureat. Asta s-a încheiat prima sesiune, cea de vară. Este așteptată pentru cei care au picat-o și sesiunea de vară câteva luni mai încolo. Astăzi s-a dat proba la alegere. Unde a dat la geografie, logică, dacă nu înșel, și la psihologie. Iar cei pentru profilele legate exact cu matematică, adică cei de la real, dacă nu înșel, biologie, chimie, fizică. Nu știu dacă pe acest canal am oameni de această vârstă sau cei care sunt cuprinși, sunt în febra bacului deocamdată. Apoi spun că unii s-au preocupat pe învățat. Probabil unii știu ce vor. Mie mi se pare destul de important bacalul. Un caosută, mamă, slabă de tot cu asta. The Panopticon, Los Santos, 5 km. Hai, atunci să vedem și unde este. Deci trecem de aeroport, pur și simplu ar fi mai bine să facem... da, așa. Ce? What the fuck? Ce? Ah, hai să ne întoarcem la... la muncă, haide să întoarcem rapid la muncă pentru că nu avem mintele pierdut. Mamă, cât am legat și la vârsta mea, probabil o să fac hernie. Leader, ce mama, work. Muzică country, boss. Atât, The Panopticon Los Santos. Ultima cursă din acest episod, dragi prieteni. Sperăm că o să facem 4 minute jumate. Cât să se termine și melodia care a început acum. Hai tot să punem osul la treabă și până ajung la destinație o să opresc filmarea. Bun, am ajuns la destinația finală, dragi prieteni, la al treilea checkpoint. Haide să începem să tăiem Stai că mi-a dat un tovarăș mesaj. Mi-a zis dacă vin din oraș. Doar ce am venit din oraș. Nu vin pentru că doar ce am venit din oraș. Ok, hai să ne apucăm de tăiat copaci, bușteni, arbori, ce ori fi ăștia. Și să... te ne întreaba. Ana! Ana, ce skill are băiatul ăsta? Din vehicul și încarcă-l cu bușteni.
Mi-a luat cam vreo 2 minuțele. Imediat, stați puțin, beți. Ok, am primit un apel. Și tocmai de-aia trebuie să opresc filmarea. Dar totuși nu ne împiedică cu absolut nimic ca electro cu acest episod. Hai că am dus și ultima tură de bușteni. Dar hai că luăm pe drumul ăsta, mă, bossule, dar ce prost sunt și eu că am vrut să ia pe aici să moară fatea. Putem ăsta cu wanted. Hai să luăm încetișor, încetișor către mama. A, hai că e bun drumul. Parcă pe aici am făcut o cursă, dacă mă înșel, în misiunile single player. Vă greșesc, uite altul care e la muncă, la datorie. O luăm pe margine, pur și simplu, drumul este scurt. Cum folosesc medical kit? Salut, folosește heal. Este denumirea asta zis la fluierului piciorului. Gamba! Rotulă, gambă, genunchi. Fluierul piciorului. Da, este răspunsul corect, Tibia. Logic. Mai puțin și terminăm și acest episod cu numărul 3 din stirea noastră de GTA San Andreas. Eu vă mulțumesc pentru vizionarea acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru continuitatea seriei. Un comentariu din nou pentru ideile legate de viitorul seriei sau a canalului. Ce parte a creierului colorează contracțiile musculare și echilibrul. E deștept Alex ăsta. E bine că se iau ăștia pe ei. Toți se iau după Alex acum, doamne. Bun, dragi prieteni, am ajuns la finalul episodului, am livrat ultima cursă. Eu am fost Alin, dragi prieteni, iar până de data viitoare eu vă urez toate cele bune. Salut! Oh, și asta slabă cursa.